Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu a anunțat că în această săptămână va semna finanțarea programului Rabla pentru electrocasnice în valoare de 20 de milioane de lei. Programul presupune acordarea unui voucher pentru fiecare obiect electrocasnic dus la casat. Săptămâna aceasta voi semna finanțarea 20 de milioane de lei pentru acest program. Ne vom întâlni cu producătorii de electronice și electrocasnice, iar ulterior vom anunța toate ecobonusurile pe care le vom acorda prin acest program. Programul Rabla pentru electrocasnice nu va mai fi pentru persoane fizice, ci și pentru instituțiile publice, a declarat ieri Grație la Gavrilescu în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, Ministrul Mediului a mai spus că nu s-a stabilit deocamdată valoarea voucherelor ce se vor acorda prin acest program.